Aprobarea organigramei a statelor de funcție ale aparatului de specialitate al primarului, precum și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin, face subiectul primului proiect de hotărâre de pe agenda de lucru a consilierilor reghineni. Aceștia se vor pronunța în ședința care va avea loc luni 29 iunie la sediul primăriei și asupra regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului, precum și în ceea ce privește decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile reghinene de învățământ. Printre altele, aleșii reghinenilor vor vota și alocarea unor sume din bugetul local al municipiului Reghin către Asociația Comunităților Văii Gurghiului și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului. Stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ de stat, ce sunt administrate de REAGCL Reghin, reprezintă subiectul unei alte hotărâri de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu, care va avea loc luni, când cei 19 consilieri se vor pronunța și asupra alocării unor sume destinate participării formațiilor reghinene de dansuri la diferite manifestări culturale din afara țării. Câteva dintre proiectele de hotărâre ale ședinței de Consiliu se referă la operațiuni cadastrale, iar la sfârșit, înainte de punctul diverse, deliberativul reghinean își va alege președintele de ședință pe lunile iulie și august. Ședința va fi transmisă în direct la Dareghin TV.